Paramedicii au preluat victima în vârstă de 30 de ani în stare inconștientă, care prezenta politraumatisme produse prin strivire la nivelul toracelui. Bărbatul în stare inconștientă a fost transportat cu ambulanța SMURD la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Vulcan. Lucra într-un silos la operațiuni de curățenie. Fiind surprins de prăbușirea aceasta de minereu, a fost solicitat sprijinul SMURD-ului, care l-au resuscitat și ulterior a fost transportat la spital. Este un eveniment cu incapacitate temporară de muncă pe care îl va cerceta angajatorul. Sperăm ca situația să nu evolueze negativ, caz în care vom prelua noi Inspectoratul Teritorial de Muncă cercetarea evenimentului.